Salutare, dragii mei! Bine v-am regăsit la un nou material. O să sunt momentul să sămânăm și noi roșiile. Astăzi am decis. Vreau să plantez undeva, după cum v-am mai zis, sfârșitul lui martie, în ultimele zile, în funcție și de vreme, sau începutul aprilie. Deci cam asta e ideea de plantare. Astăzi suntem în... Cum suntem astăzi? Șapte. Deci, astăzi vreau să semănăm și să plantăm undeva pe sfârșitul lui martie, început de aprilie. Vreau să vă arăt, adică să vă zic prima dată, o să plantăm într-un solar de 350 de metri pătrați. Am calculat undeva la 33 de metri, deci am împărțit 33 de metri la 0,40, o să fie distanța la care o să plantez roșiile între plante pe rând și o să facem 6 biloane duble, deci vom pune 2 rânduri de roșii pe fiecare bilon, 12 rânduri de roșii, 6 rânduri duble, da? Deci avem în solar 12 rânduri de roșii, dar vor fi 6 biloane duble. Deci undeva la 50-60 între între rândurile duble și 40 între roșiile pe rând, 40 de centimetri. Cam asta așa vreau să plantez. Deci avem 350 de metri pătrați, 10 pe 35 pentru cine nu m-a mai urmărit acolo când am arătat solarul respectiv. Și am calculat 33 de metri, deci un metru în față, unul în spate, că las loc de acces, să umbli, să, știu eu, pui baxuri sau și la capă să te întorci, să culegi, să nu, trebuie să lași loc de acces, să nu intri numai de aici, să mergi până în capă și acolo să nu te poți întoarce. Bun, ne-am scris aici ce, cât îmi trebuie. O să pun câteva în plus, am calculat undeva la 85 de plante pe rând. Eu o să seamăn undeva la 1000 și ceva ca să avem ceva surplus. Nu știu eu, poate nu germinează toate, poate să mai întâmplă ceva, să mai rupe una. Am zis că seamăn vreo 1035, 1040, 1050 ca să avem vreo 50-60 de fire în plus. Practic mie mi intră la distanța asta, mi intră 990 de fire. 990 de fire. Și mi-am scris aici ce o să plantez. O să plantez 3 rânduri de Araldino, 3 de Buffalo Steak, 1 de Buffalo Pink, 3 de Gusto Pink, 1 de Rosamei și am câteva varietăți din astea, câteva semințe din astea mai puține, așa, care le testăm, sunt care le-am mai pus și o să-mi fac un rând așa cu mixuri. Știți? Haideți să vă arăt. Deci, roșiile vi le-au arătat și Cipri. Eu vreau numai să așa rapid și după care să vă arăt și o chestie aici în ea de sămânare. Deci, Araldino, am aici Buffalo Steak-ul, de la Clause, roșie tradițională, așa, gen roșie de casă, de culoare roșu. Buffalo Pink, să văd, cred că invers, așa e. Dar înțelegeți să voi, despre ce e vorba. Am Gusto Pink-ul, am ăsta, Rosamei-ul de la Fito și mai am aici ceva care o să punem vreo 10 semințe de roz. Deci eu inițial am citit rozii, da. De fapt e un roșie roz de la Iuxel cu cod, încă nu are o denumire, deci are doar un cod, da?
să vedem ce o să iasă din el. Deci un cod de la Iuxel, încă nu a ieșit. E numai în testare. Și după aia mai am aici câteva semințe, mai am Casey. Asta ar trebui să fie roșie normală, de culoare roșu. Mami Pink. Și aici avem 10 sămânță. Ar trebui să fie ceva, adică din ce m-am uitat, un gen Rosamunda, Rosalinda, un cor de bue de culoare roz. Mami Pink. Cherami. Să avem și niște sherry. Și avem Gorsman Sun. E roșie galben, portocaliu, așa cu striații de roșu, de portocaliu. Avem și din astea 10 semințe de Gorsman Sun. Bun. Haideți să vă arăt aici că acum încercam pentru prima dată metoda asta lui Dan cu creionul și pare interesantă. Noi de obicei semănăm înainte cu din farfurie, dar vă arăt acum. Vă ziceam că încerc pentru prima dată metoda asta de semănat cu creionul, încă trebuie să mă obișnuiesc cu ea. Am aici un creion cu radieră până la a doua linie, aici am aproximativ, am de fapt un centimetru, nu aproximativ, am un centimetru până aici, la a doua linie. Așa. Avem turbă, în prima fază nu am chechila, că am pinstrup, chechila încă nu a ajuns la furnizorul meu și am adus 2 saci de pinstrup. Pinstrup nu era, doar că are burieni. Eu am găsit la mine burieni în ea și nu-mi place. No, eu încă trebuie să mă obișnuiesc cu creionul, dar pare foarte ăsta. Mi-am împrăștiat pe aici un pic semințele ca să nu fiu nevoit să iau câte două. Și le pun aici. Am văzut că și Cipri folosește metoda asta. Cred că trebuie un pic mai udă. Noi am umezit turba. Am umezit-o și după aia am mai stropit un pic pentru că nu mi se lipea semințe de guma asta. Băi, eu aici am încurt. Ok. Am făcut gaură să mi se umezească creionul. Încă trebuie să mă obișnuiesc. Că eu așa semănam. Deci de aici, pa, frumos, să le împarți aici și mi le luam așa, știi? Făceam inițial găuri în ea, aproximativ apăsam cu alte tăvițe și după papabac puneam aici înăuntru. Dar pare interesantă și metoda asta. Păi venim numai cu turboscată, acoperim și udăm după aia ulterior. Da. Încă trebuie să ne obișnim cu semănatul cu creionul, dar încercăm. A, deci vă ziceam că normal trebuie să vie chechila pentru sămânat și acum am aici, mi-am luat 2 saci de pinstru până ajunge. Cam așa, am umezit-o, poate trebuie un pic mai tare, umedă ca să sămânăm cu creionul, că am mai stropit ăsta alveola. Deci vezi cum arată, e faină așa ca și turbă și compusă, dacă nu greșesc, din mai multă turbă neagră. Deci faină ca și turba. Cred că și face un pic de verdeață, de aia nu mi-a plăcut. No, dar o să vedem cum o să fie. În rest,
câte o burienuță, aici acolo, și asta mă deranjează. N-ar trebui, normal. Eu zic că de la ea mi-a ieșit. Deci un singur soi de buriană, nu mai multe, un singur soi. Odată ce am terminat cu sămânatul, o să le ducem aici în camera asta de germinație. V-am arătat-o într-un material. Aici am acoperit cărucioarele, le-am învelit în folie ca să păstrăm umiditatea înăuntru. Deci să nu pierdem umiditate, să nu fim nevoiți să udăm ulterior. Deci, pentru asta am acoperit peste tot, până jos, cu folie, chiar deasupra. Le udăm și le punem aici la germinat. Ne intră aici aproximativ 25.000 de semințe în alveole de 200. Haideți să vă arăt ce mai am pe aici. Deci se vede, nu? Îți dau o cărucioare, dau ceceuri cu mai multe rafturi pe ele, da? Aici o să punem câte 4 tăvițe pe fiecare raft din ăsta. Avem 16 rafturi. Și sunt complet închise. O să mai pun și sub cărucior niște tăviță cu apă ca să avem o umiditate ridicată aici. Deci să fie cald umed, da? Să nu se usuce deloc tăvițele. Avem un calorifer aici cu care facem căldură. Facem undeva la 25 de grade. Și o să pun și o aerotermă mică pentru zi. Când centrala o să fie oprită, de exemplu cum e și acum, avem o vreme, avem temperaturi foarte bune, e oprită centrala, nu merge nici pe casă, nici pe ăsta, că e cald. Da. Și atunci, când se va opri căldura, deci de la calorifer, să pornească aerotermă respectivă, să ne facă undeva la 25 de grade aici, aproximativ, non-stop, până germinează. În momentul când o să germineze, o să le scoatem de aici și o să le ducem în solar pe mese. Deci o să trebuiască să le ținem foarte bine sub control, pentru că aici e întuneric. În momentul când o să iasă, trebuie scoasă de aici. Deci când vedem că ies câteva în alveolă, o să le ducem frumos pe masă în solar, unde ele o să prindă lumină cât o să fie de afară, dacă o să fie o zi însorită sau cum o să fie, dar ideea e să nu le ținem la întuneric. Mă gândesc că oricum, gen, dacă ies seara, încep să iasă, nu o să se întâmple nimic ca până dimineața, dacă le ții și dimineața să le scoți afară, să le duci în solar. Înțelegeți? Da, o să vă țin la curent, o să vedeți cum decurge situația asta, cum sistemul ăsta meu care îl folosesc pentru prima dată în acest an. Bun. O să revin cu alte materiale să vă mai arăt ceva semințe care Cipri nu vi l-a arătat, frate meu. Cam la fel, ne consultăm, după cum v-am mai zis, cam la fel avem cam toate semințele. Eu am dat o 3 în plus, vreau să vi-l arăt și să mai vorbim despre ele, bine? Până atunci, eu vă salut și să auzim numai de bine. Multă sănătate!